fiu eu profesoară, pentru că nici eu, la vârsta mea, nu cunosc această meserie și pentru că am avut bucuria să-l cunosc pe Serică Futulea și vreau să vă spun că la vârsta mea, cum îl prind pe undeva, cum aud că merge pe undeva, nu sunt ca și Scaiu, sunt ca și Râia, să știți că de Scaiu omul, știți, mai scapă, dar de Râie e greu, da? Și tot prin Serică Futulea am cunoscut foarte mulți oameni, mulți oameni care să știți că au pornit dintr-un eșec, într-un alt eșec și fiecare eșec te ajută să te descoperi, să ai alte așteptări de la tine, să te ierți și să-ți dea putere să mergi mai departe. Astăzi am să încerc să discut despre cum aș vedea viitorul pentru copilul meu, ca să fiu așa de aceeași, să ne putem înțelege. Știți că orice părinte atunci când părinte devii mai târziu. Când te naști, depinzi de părinți. Părinții sunt cei care te cresc, te educă, îți oferă atât cât pot ei. Poate de multe ori mai mult decât ei au posibilitate sau decât ei au avut. Când ai copil, spui același lucru, îmi doresc tot ce este mai bun pentru copilul meu. Deși ceea ce spui tu că e cel mai bun pentru copilul tău, vezi la un moment dat că nu este ceea ce el își dorește. Și atunci este posibil ca copilul tău să devină dușmanul tău. Să zică tu ești cel care vrea rău și să nu vadă lucrurile la aceeași intensitate pe care o vezi tu. Ruperea aceasta de familie, la vârsta aceasta de liceu, este un pas greu pentru părinți, să știți. Și orice părinte, dacă l-ar suna în momentul acesta, ar spune că eu am încredere în copilul meu. Și v-aș ruga și v-aș fi recunoscătoare dacă voi ați beneficia și dacă v-ați bucura și ați răspunde cu aceeași monedă părinților voștri. Pentru că este foarte greu, pentru că părinții noștri și ai voștri nu spun copilul meu este mai slab pregătit decât un alt copil. Copilul meu ar fi vrut și m-a dezamăgit. Majoritatea spun copilul meu este cel mai bun. Cel mai bun trebuie să fiți toți pentru copiii, pentru părinții voștri, pentru că ei se chinuie pentru voi. Vorbeam aici despre societăți și despre dorința de a fi antreprenor. Vedem că din ce în ce mai mult tot ce ne înconjoară se limitează la bani. Dar să știți că viața omului, auzisem undeva, nu mai știu, o persoană nu era chiar foarte tânără, dar spunea omul se naște cu un ghem de ață și o poveste. Atât este viața lui. În ghemul acesta vor fi noduri, vor fi linii, dar povestea și-o face fiecare. Orice poveste trebuie să înceapă cu un început. Dacă voi, pe parcursul vieții voastre, încurcați cumva demersurile, etapele vieții, mai târziu ajungeți la eșec. Și eșecul, să știți că din nefericire, de multe ori te aduce în situația în care nu te mai poți ridica, în care nici chiar alții nu te mai pot ridica. Acela, într-adevăr, este o prăpastie. De acolo chiar nu poți să te mai ridici. Și e foarte greu să te trezești, nu știu, la o vârstă destul de înaintată, să vezi că tu, de fapt, nu mai poți să faci nimic cu viața ta. Sau să ajungi să spui că, de fapt, viața ta este o mizerie. De ce? Pentru că, începând de pe băncile școlii, toată lumea ne face să avem dorințe și să ne simțim împliniți doar din punct de vedere material. Și aici nu sunt de acord cu acest lucru. Copilul meu are 6 ani și la grupa 0 învață despre educație financiară. Nu știu cât pricepe el, nu știu cât îi va fi lui de folos acest lucru, dar faptul că nu te lasă să te joci, nu te lasă să-ți dezvolți relații de prietenie și de cunoaștere cu ceilalți colegi, e unul care eu nu-l văd ca pe o dezvoltare personală. Vorbeam aici și auzeam la un moment dat că sunt copii care au făcut voluntariat. Eu mă bucur să aud acest lucru și îmi doresc ca voi toți să faceți cât mai mult voluntariat, pentru că voluntariatul nu înseamnă doar să ajuți pe cineva să aibă un câștig, pentru că despre asta este vorba, ci cunoști oameni și te și distrezi și îți faci un bagaj de cunoștințe. Nu știu exact cum te cheamă pe tine care ai spus că vrei să te faci asistent social. Îmi spui, te rog, da. Cristina, să știi că toate fetele, în general, poate și băieți, dar mai mult fetele, au
această latură de sensibilitate în care își dorește să ajute pe alții mai mult decât se ajută pe ei. Dar să știi că e un moment în viață în care atunci când începi să te implici, chiar și voluntar, vezi că într-o anumită ramură tu nu poți face nimic, doar să privești. Și este foarte greu. Foarte greu și de multe ori ajungi ca tot ceea ce este negativ, acolo unde tu știi că ar fi trebuit să se ajute, să-ți-l reprind ție și să devii tu un om care te răzbuni pentru ceva ce tu nu ai făcut. Deci de asta spun că e bine să te cunoști, e bine să cunoști oamenii și să ai răbdare să arzi fiecare etapă din viață. Și întotdeauna să existe un plan B. Pentru că fără planul B, nu ai cum să trăiești. Și eu când eram mică, vroiam să mă fac doctoriță. De ce? Pentru că doctorii fac oamenii bine, da? Pentru că doctorii câștigă mulți bani. N-a fost să fie, pentru că am descoperit mai târziu că nu prea mi-a plăcut așa mult școala încât să pot să profesez această meserie. Dar, în schimb, pe parcurs, am avut anumite persoane care mi-au fost model și m-au ajutat să mă dezvolt. Și am făcut ceva ce mie personal îmi aduce mulțumire sufletească, îmi aduce și bani și probabil că îmi va aduce mai peste vreo câțiva ani, dar la momentul acesta sunt în perioada în care eu mă dezvolt ca om. În momentul acesta mă bucur că am părinți și mă bucur când știu că dacă îi sun sau dacă ei aud despre mine undeva, spun cu mândrie, acela e copilul meu. Nu am sărit etape, nu m-am sfiat să recunosc că nu știu, nu vă ascund nici vouă că am niște emoții.